Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Isabela Neagu, prietena dumneavoastră și de dincolo de ecrane, nu doar din fața micilor ecrane. Și mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră cu o altă ediție de Suflet, cu o ediție în care am o invitată specială care a venit tocmai de la București pentru a ne fi alături și despre care pot spune că este o rază de soare. Nu doar prin prisma prezenței ei, ci și a numelui pe care îl are. Și vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi aniversăm ediția cu numărul 50 de când suntem alături de dumneavoastră. Și e o bucurie, mai avem un pic și facem un an de când suntem prieteni, suntem aproape suflet lângă suflet și ne bucurăm unii cu prezențele celorlalți și cu informații frumoase și cu oameni de lumină, așa cum spun eu despre fiecare dintre invitații noștri. Dragii mei, în ediția de astăzi este alături de noi Simona Soare. Bine ai venit, draga mea, și îți mulțumesc pentru că ești alături de noi astăzi. Bine te-am găsit, Isabela, îți mulțumesc mult pentru invitație. Bună seara telespectatorilor! Ești ca dintr-o poveste, iar astăzi vreau ca ediția noastră să fie o poveste, o poveste despre succes, despre oameni frumoși, despre carieră și echilibrul personal, pentru că trebuie să găsim de fiecare dată acea cale a armoniei și pentru că nu vreau să prelungesc povestea mai mult decât trebuie, vreau să aflu și de la tine răspunsul la celebra, deja celebra noastră întrebare: cine este omul din spatele specialistului? Sunt un om care pune mult suflet în tot ceea ce face, sunt un om optimist, sunt un om încrezător, mereu cu zâmbetul pe buze, aș putea spune, sau în cele mai multe cazuri, atunci când sunt așa puțin mai serioasă, depinde de context, prietenii chiar îmi spun, vai, dar ce ți s-a întâmplat astăzi? Ai avut o zi proastă? Ai o problemă? Pentru că nu zâmbesc și, practic, zâmbetul este un atual meu, să zic, dar e autentic, știi? Adică eu nu mă forțez să zâmbesc, pur și simplu zâmbesc. Este ceva ce vine din mine, din interior, și este ceva care mă caracterizează. Sunt un om optimist, da, pot să zic că mă caracterizează lucrul ăsta, și sunt un om căruia îi plac foarte mult oamenii. Îmi place să mă conectez. Merg la foarte multe evenimente sociale, tocmai pentru că îmi plac oamenii, și totodată fac și networking la modul ăsta profesional. Despre care o să vreau să vorbim în întâlnirea noastră de astăzi, dar înainte de toate vreau să îmi spui ce înseamnă succesul atât pentru tine, cât și pentru oamenii cu care tu interacționezi, pentru că știu că tu intri în contact cu persoane care au o viață activă, care știu să-și pună amprenta în mediile prin care trec, și cu atât mai mult pentru că emisiunea noastră se numește Secretele Succesului, trebuie să aflăm toate secretele despre acest succes astăzi. Așa este. Succesul, fiecare om are propria reprezentare a succesului. Ceea ce înseamnă succes pentru mine, cu siguranță nu va însemna același lucru pentru tine. Suntem cu toții diferiți. Pentru mine succesul înseamnă să-mi pot evalua performanța, să simt că am un impact, da? Să conteze ceea ce fac pentru cei din jur, dar și pentru mine. Sigur că succesul înseamnă și să am un anumit grad de stabilitate financiară. Este important și cred că majoritatea oamenilor, atunci când se gândesc la succes, pun pe primul loc acest aspect. Aspectul financiar, statutul profesional, da, este foarte important. Pentru mine contează foarte mult să mă simt bine cu ceea ce fac și să simt că transmit oamenilor lucruri frumoase, pentru că eu sunt trainer în dezvoltare personală și profesională, și pentru mine asta înseamnă practic succesul, să simt că omul pe care eu îl ajut, pe care îl învăț lucruri, să simt că se conectează cu mine și să simt că într-adevăr informațiile pe care îi le ofer sunt valoroase și că îi sunt utile și că le poate aplica. E foarte important să le aplice. Așa, în teorie, lucrurile sunt simple, dar trebuie să și aplicăm. Ai perfectă dreptate în ceea ce spui, pentru că este o limită foarte fină și suavă între ceea ce înseamnă partea de teorie și practică. De foarte multe ori, când
suntem nevoiți să punem în practică ceea ce știm din teorie, nu întotdeauna reușim cea mai bună combinație pentru ca noi să ne și punem amprenta asupra ceea ce facem și vrem să oferim mai departe. Și pentru că este o altă temă de discuție pe care vrem să o abordăm astăzi și mi se pare extrem de importantă și de interesantă, vreau să te rog să vorbim puțin și despre echilibrul dintre viața personală și carieră, pentru că, din păcate, multe dintre noi, mă refer acum la doamne, dar și domnii, desigur, dar cu atât mai mult femeile în general, se axează foarte mult pe ideea de carieră, de a face performanță în carieră și poate că uităm uneori că trebuie să mai avem timp și pentru noi, pentru sufletele noastre și spun eu de fiecare dată, aproape în fiecare dintre ediții, le reamintesc telespectatorilor noștri faptul că e bine să avem grijă de propriile suflete, să găsim acel echilibru interior pentru a putea avea armonie atât în viața personală cât și în viața profesională, să avem familii armonioase, pentru că dacă noi nu suntem bine cu interiorul nostru, degeaba suntem, părem așa fericiți într-o poză pe Facebook sau mai știu eu unde ne afișăm și credem că totul e în regulă în sufletele noastre până într-un anumit moment în care picăm. Este adevărat. Și de acolo numai noi ne putem ridica. Da, și este important de menționat faptul că acest succes exterior nu este neapărat compatibil cu împlinirea personală. Da, pentru ce înseamnă împlinire personală? Înseamnă să faci lucrurile în raport cu propriile tale aspirații, cu valorile tale. Și de multe ori, oamenii de fapt nici măcar nu-și doresc succesul. Oamenii își doresc să fie fericiți, să fie împliniți. Și mulți dintre ei confundă succesul cu acest sentiment de fericire, de bucurie, de împlinire. Dar nu se întâmplă tot timpul asta, pentru că succesul exterior, practic, ce înseamnă? Revenim din nou la carieră de succes. Succesul exterior înseamnă să ai un job de care ești foarte mulțumit, să fii împlinit, da? Să ai un statut profesional, de ce nu? Poate și recunoaștere publică pentru unii dintre noi, dar nu este suficient pentru că tot timpul trebuie să ne raportăm la propriile noastre valori și la cum ne simțim noi. Sunt foarte importante relațiile interumane. Da? Atunci când vorbim despre succes, nu ne raportăm doar la succesul în carieră, pentru că viața este foarte complexă, iar cariera este doar o parte din viață. Da? Și atunci este important să ne raportăm la relațiile interumane, la echilibrul acesta pe care noi îl putem crea, da? Între viața noastră personală și ce înseamnă viață personală, că poate să însemne o viață de cuplu împlinită, da? Sau viață personală pur și simplu să ai grijă de tine, să te respecti pe tine și să fii împlinită cu ceea ce faci și să fii focusată pe anumite activități și hobby-uri, da? Pe lucrurile care îți fac ție cu adevărat plăcere și cu care tu te simți împlinită, pentru că este foarte, foarte important să nu uiți să ai grijă de tine. Și acum, dacă ne gândim la femei, practic ce înseamnă femeia aia care este puternică, da? Care sunt aturile acelei femei puternice? Pentru că nu este un mit, există femei puternice, dar acele femei sunt femeile care știu și să aibă grijă de ele, să se prioritizeze, să seteze niște limite clare între viața lor privată și viața lor profesională. Este foarte important acest aspect și să știe și să ceară ajutor. Pentru că în momentul în care ceri ajutor, nu înseamnă că ești o femeie vulnerabilă. Da? Nu înseamnă că ești vulnerabilă. Până la urmă, orice om are părțile lui vulnerabile. Și cu toții avem nevoie de ajutor într-un anumit moment dat al vieții. Exact. Și știi, e foarte frumos să chiar să-ți expui această vulnerabilitate până la urmă, că este autentică și noi nu trebuie să ne ascundem până la urmă slăbiciunile, știi? Pentru că sunt parte din noi. Trebuie să le acceptăm, dacă putem, să lucrăm la ele, dacă cu adevărat ne deranjează, dacă nu, sunt parte din naturaleța noastră. Și e bine să le avem, pentru că până la urmă și vulnerabilitatea asta, știi, eu, părerea mea este că
Este cea mai importantă strategie așa de seducție, este și un dacă fel stai de să te gândești pentru o amprentă personală a fiecăruia dintre noi în momentul în care recunoaștem faptul că suntem și vulnerabili, suntem oameni și avem și părți mai puțin, avem părți bune, dar avem părți și mai puțin bune și avem și momente în care poate clacăm, poate avem nevoie de un număr care să ne susțină și să fie acolo. Și stăteam și mă gândeam, pentru că te ascultam cu foarte mult drag, tu nu doar că ne oferi informație, ne oferi emoție. Și este poate cel mai prețios lucru pe care îl poate dărui un invitat în momentul în care vine într-o emisiune TV, pentru că oamenii trebuie să știe, să simtă dincolo de ecran. Noi nu suntem aici doar pentru a ne face datoria, noi suntem aici pentru a dărui părți din noi. Și cred că asta este secretul fiecăruia dintre noi pentru a trăi o viață echilibrată, o viață frumoasă, o viață autentică. Așa cum este. Suntem noi în naturalețea noastră, suntem, îmi place să spun că suntem perfecți în imperfecțiunea noastră. Perfecți în imperfecțiunea noastră, și da. De foarte multe ori stau și mă gândesc cât avem nevoie de recunoaștere și cât avem nevoie de acea împlinire sufletească, atât în viața personală, cât și în viața de profesională. Da, eu consider că trebuie să avem, că este bine să avem și recunoaștere. Acum depinde de fiecare, dar să știi că toți, nu neapărat că noi căutăm validarea în exterior, că nu despre asta este vorba, dar recunoștere, poate de la șef, de la soț, poate de la... Poate unii caută exact validarea și aici este o mare problemă pentru fiecare dintre noi, că atunci înseamnă că personalitatea noastră nu este atât de puternică încât să putem să arătăm cine suntem noi de fapt. Da, este adevărat. Totuși recunoașterea, eu consider, fiind și trainer în zona asta de carieră și lucrând cu angajați, pentru foarte mulți dintre angajați este importantă recunoașterea meritelor. Da, este un lucru important. Sigur că trebuie să fie împlinit cu tine și este bine să fie așa, dar este foarte bine să te înconjori de oameni care ți ridică moralul, care sunt lângă tine, care te susțin de fiecare dată, care te încurajează, pentru că te ajută foarte mult să fii motivat. Îți spuneam că recunoașterea la locul de muncă acordată de către șef este extrem de importantă pentru angajat și sunt angajați care pun lucrul ăsta pe primul loc. Da? Mai important chiar decât salariul, acest aspect, da? Adică decât să ai o mărire de salariu, să obții o mărire de salariu, ei preferă să primească o astfel de recunoaștere din partea șefului și asta poate să însemne mai multe lucruri, da? Ce poate să însemne? Poate să însemne să primești o diplomă în cadrul unei ceremonii oficiale, în cadrul unei petreceri organizate de firma respectivă, da? Să ți se strige numele în public, da? Pur și simplu șeful tău să îți recunoască meritele, dându-ți chiar mai multe responsabilități pe care tu le vrei, da? Adică ai capacitatea și posibilitatea să promovezi în carieră, să urci pe scara ierarhică sau să te dezvolți chiar și pe orizontală, pentru că acum depinde și ce-ți dorești, depinde ce-și dorește fiecare, pentru că unii doresc să avanseze în carieră, alții doresc în timp să dobândească și alte abilități. Da, și merg în niște domenii conexe, să zicem, da. Nu neapărat trebuie să te dezvolți pe verticală, poți și în zona și pe orizontală, da, să te dezvolți. Și am observat lucrul ăsta foarte atent la angajați, cât de mult preț pun ei pe această recunoaștere. Dar sigur că e bine să ai încredere în tine. E bine să ai încredere în tine și totul pornește de aici, de la câtă încredere ai în tine și la cum îți cunoști tu valoarea. E important să-ți cunoști propria valoare, pentru că în momentul în care ești conștient de valoarea ta, altfel poți să pui problema și la locul de muncă, da? Și poți să fii mai bine plătit doar pentru că tu te consideri valoros și transmiți lucrul ăsta în exterior. Șeful tău te percepe ca pe un angajat mai valoros și ești recompensat pe măsură de cele mai multe ori. Și asta înseamnă nu neapărat doar să ascultăm ceea ce ni se spune să facem, ci să venim cu propria amprentă personală, în așa fel încât să arătăm de ce suntem capabili pentru a putea șefii mai departe să știe
cum să valorifice tot acest talent al angajatului. Așa este și cu siguranță un șef va aprecia lucrul ăsta, va aprecia atunci când angajatul este așa mai autonom și e și el capabil să ia decizii, să vină cu propuneri în ședințe, să se facă remarcat. Da? Și în general angajații ăștia sunt cei care, acest tip de angajații reușește să meargă mai sus, să... Da? Să obțină un post mai bine plătit. Să într-o competiție cu el însuși, pentru că de foarte multe ori îmi dau seama că avem nevoie să ieșim din acea zonă de confort. Pentru că mai aminteam și în alte ediții cât de important este să știm să înfruntăm toată acea teamă de a ieși de acolo, din locul nostru călduț și de a face un pas în față și a arăta de ce suntem noi capabili, pentru că fiecare dintre noi are capacitatea de a, și cred că acesta este un aspect, pentru că ți-am povestit că eu lucrez cu cei mici, telespectatorii noștri știu deja, cred că este un aspect pe care noi trebuie să-l îmbunătățim încă din copilărie. Să avem suficientă autonomie și inițiativă de a arăta cât de creativi suntem, ce imaginație putem avea și mai târziu, ajunși adulți, este atât de important să arătăm de ce suntem în stare. Pentru că în momentele respective primim acea, nu este vorba doar de satisfacția financiară, este vorba de acea satisfacție sufletească pe care o ai în momentul în care vezi că oamenii de lângă tine apreciază tot ceea ce poți tu să faci, având amprenta personală. De asta spun și țin de fiecare dată să amintesc faptul că fiecare dintre noi este înzestrat de Dumnezeu cu un dar aparte. Și dacă noi îl găsim și, dragii mei, dacă îl punem în valoare pe parcursul vieții, cred că atunci ne găsim misiunea fiecăruia de a fi aici pe pământ și de a fi frumoși, pentru că fiecare om este o poveste. Mie să așa ne îmi place să spun. Ikigai-ul, cum exact, spun japonezii, da? Exact. Da, să practic să nu ne pensionăm niciodată, pentru că suntem atât de pasionați de ocupația noastră încât nu mai trebuie să ne mai pensionăm. Viața e atât de frumoasă, ne pensionăm poate, da, dar viața este activă chiar și pentru un pensionar, exact. Și este frumoasă pentru că ce înseamnă când ești la pensie, nu înseamnă că trebuie să te retragi, să citești ziarul și păi atât, fără să te socializezi, da, cu oameni, da. Și fără să te implici în anumite proiecte, pentru că sunt foarte multe proiecte și pentru senior. Da? Și pensionarii care vor să-și țină mintea ocupată și așa este și experiența aceea acumulată pe parcursul unei vieți, pentru că unii dintre noi lucrează aproape o viață întreagă sau zeci de ani într-un anumit domeniu și în momentul în care te pensionezi există posibilitatea de a intra într-o depresie, de a nu te mai regăsi, da. Pentru că tu ești obișnuit așa să fii este. Activ în permanență, pentru că tu îți dorești să-ți pui amprenta și să arăți ce valoare ai. Și dacă vine momentul acela de stop, chiar că nu știi în ce direcție trebuie să o iei, libertatea aceea pe care ne-o dorim în timpul serviciului ajunge să fie ca o povară. Și tocmai de asta spun că toată acea experiență trebuie folosită și valorificată de tinerele generații care să învețe la rândul lor de la cei care și-au pus o viață întreagă în slujba comunității și au știut să se dedice mediilor în care au lucrat. Așa este. Este foarte important să faci ceea ce îți place în viață. Practic, și nu să lucrezi nicio zi în viața ta, pentru că... Da. E ceva normal. Bine, acum hai să fim serioși, că nu e chiar așa. Nu e chiar așa, da? Îți place foarte mult domeniul în care activezi. Dar pur și simplu sunt și zile în care ești foarte aglomerat, ai un deadline din ăsta strâns, depinde te stresezi și de puțin. Domenii. Depinde și de domenii. Chiar dacă îți place foarte mult domeniul, nu înseamnă că toate zilele la locul de muncă vor fi așa, vai ce frumos, floricele pe câmpii. Da? Nu se întâmplă lucrul ăsta tot timpul. Dar asta nu înseamnă că nu-ți place per ansamblu ceea ce faci, că nu te simți împlinit. Da? Important este să te simți împlinit și să știi că acolo ți este menirea. Că aceea ți este menirea, da? În activitatea respectivă. Ăsta este lucru care contează cel mai mult în viață și este bine... să decizi lucrul ăsta chiar de la început, da?
se spune că tinerii ar putea să decidă așa forma finală a profesiei lor, deși nu mai este valabil în momentul de față, pentru că la câte schimbări sunt așa în piața este. Muncii, vai ce se întâmplă și cu tehnologia cât de repede evoluează, da? Și inteligența artificială vine cu foarte multe schimbări și vor fi foarte multe schimbări în următorul an, în următorii ani în acest domeniu, da? Al joburilor. Pe piața muncii vor fi extrem de multe schimbări pentru că vor fi foarte multe meserii și profesii care vor dispărea. Altele, mă rog, se vor reconfigura, sunt foarte multe pe cale să apară. Tocmai de asta noi trebuie să fim tot timpul echipați, da? Să dezvoltăm abilități, cât mai multe abilități ca să putem să lucrăm poate în domenii conexe sau de ce nu putem să facem o schimbare radicală în domeniul carierei. Așa este și tocmai de aceea este bine să avem un echilibru personal pentru a putea să ne adaptăm ușor fiecarei situații sau mai ușor fiecarei situații pe care o avem de trecut, de depășit. Este adevărat, da, trebuie să avem acest echilibru personal. Este foarte important să nu neglijăm viața personală. Viața de cuplu, eu zic că este foarte importantă, indiferent dacă ești o femeie de carieră sau un bărbat de carieră, da? Pentru că sunt foarte mulți domni care au cariere impresionante, da? Este foarte important să fie împliniți și din punct de vedere sentimental, pentru că acest lucru le va asigura acel echilibru. Să dedice timp și prietenilor. Prietenii sunt extrem de importanți. Să te implici în tot felul de activități sociale care îți fac plăcere, da, alături de prieteni, de ce nu? Depinde dacă au interese comune, dar în general prietenii au interese comune, că de-aia așa sunt prieteni, este. Nu? Da, deci să ai foarte multă grijă de viața ta personală, să știi atunci, să știi momentul în care cu adevărat este bine să te oprești. Să nu faci un sindrom al epuizării profesionale, de pildă, este important să știi când ai nevoie de o excursie. Poate simți așa, după multe ore de muncă, după multe zile de muncă, să faci o pauză și poate, nu știu, vrei să mergi la munte și să simți că te relaxezi și să urci pe munte sau. Da, deci să faci lucrurile astea pentru că sunt pentru sufletul tău și dacă tu simți nevoia să le faci, înseamnă că sunt binevenite și îți vor face bine și te vor echilibra din toate punctele de vedere și vei începe a doua zi munca cu mai mult spor, cu mai mult entuziasm, da? E foarte important să vii la locul de muncă entuziasmat. Și zâmbind. Și zâmbind. Da, hai să fim serioși. Zâmbetul e o carte de vizită pentru mulți dintre noi. E adevărat, este o carte de vizită, dar nu reușim toți, da? Nu reușim. Cei mai mulți dintre noi, din păcate, nu reușim. Pentru că sunt foarte mulți oameni care vin la locul de muncă doar pentru că trebuie să aibă un salariu și asta este. Se conformează cu... Da, din păcate. Și cea mai mare parte a vieții lor, pentru că noi petrecem la locul de muncă foarte mult timp din viața noastră, este pur și simplu dedicată unor lucruri care nu sunt pentru sufletul lor. Și poate că mulți așteaptă pensionarea tocmai din punctul ăsta de vedere, știi? Pentru că nu le place, nu sunt încântați cu ceea ce fac și sunt persoane care așteaptă cât mai repede să se pensioneze. Și atunci, despre ce mai vorbim? Despre ikigai? Este așa mai este. Dificil, știi, să te raportezi când toată viața un om a făcut poate un lucru care nu i-a plăcut, poate n-a avut curajul să facă schimbări la momentul oportun, dar niciodată nu este prea târziu și tocmai asta înseamnă și ikigai până la urmă. Pentru că e una dintre legile acestui concept, că niciodată nu este prea târziu să faci o schimbare, este important, da? Chiar și la 60 de ani, chiar și la 70 de ani, dacă tu simți nevoia să te apuci de o activitate care îți face plăcere, nu trebuie să dai înapoi, trebuie să mergi mai departe și să faci tot ce poți ca să reușești. Important este să ne găsim acel echilibru personal și emoțional de care avem nevoie pentru a putea trece și peste momentele mai puțin bune. Așa este. Peste care inevitabil trebuie să trecem și să mergem mai departe, pentru că nu putem să vedem viața doar ca pe o poveste frumoasă. Și dacă ar fi numai soare, ce bine ar fi, oare cum am mai ști să-l prețuim?
Dacă n-ar exista și acei nori care să exact. Ne n-am mai putea să facem strălucirea. Diferența între bine și rău, așa că e bine să mai existe și provocări în viață, e bine să învățăm din ele, chiar și din eșecuri este bine să învățăm, pentru că eșecul trebuie privit ca precum o treaptă. Eșecul înseamnă o treaptă, da? Ai posibilitatea să mergi mai sus, să avansezi. Așa este, și o șansă de a ne demonstra nouă înșine că putem să fim mai buni. Și acum a venit timpul, dragii mei, să luăm o scurtă pauză publicitară, dar nu plecați. Rămâneți alături de noi pentru că avem subiecte la fel de interesante și de importante și în partea a doua. Revenim imediat. Am revenit alături de dumneavoastră, dragi prieteni, și vreau ca în partea a doua întâlnirii noastre de astăzi să vorbim și despre relațiile sociale, despre networking, pentru că vreau să le definim așa puțin pentru prietenii noștri de dincolo de ecrane, să-și facă o idee pentru cei care poate nu cunosc acest termen sau nu sunt familiarizați cu ceea ce înseamnă el, pentru că dintotdeauna oamenilor le-a plăcut să relaționeze unii cu ceilalți. Și e cu atât mai interesant în momentul în care ajungem să vorbim aceeași limbă a sufletului, atunci când ne regăsim în ceea ce persoana din fața noastră ne povestește și practic de foarte multe ori ne dăm seama că Dumnezeu ne vorbește prin oamenii care ne sunt aproape. Așa este. Să vorbim puțin despre networkingul profesional, care este un proces prin care noi putem lega conexiuni durabile și de încredere, prin care noi putem forma relații profesionale valoroase, unice, care să ne ajute în carieră. Ne pot ajuta și din punctul de vedere al unor parteneriate, al colaborărilor și de ce nu, poate unii își caută job la astfel de evenimente de networking și reușesc, da? Pentru că sunt oameni care reușesc să se angajeze participând la multe evenimente de networking. Dar networkingul nu se face oricum. Așa este. Da? Nu este suficient să faci un schimb, un simplu schimb de cărți de vizită sau o simplă conexiune pe rețelele de socializare, pentru că trebuie menționat că networkingul poate fi făcut atât offline cât și online. Și ce înseamnă offline? Offline înseamnă să faci networking, să te conectezi cu anumite persoane la evenimente, la conferințe, la diverse petreceri, la diverse evenimente în domeniul tău de activitate și nu numai, poate în și evenimente din domenii conexe și online, bineînțeles, mai ales acum, după această perioadă a pandemiei, da, când toți am devenit mult mai apropiați de partea asta online, da, de internet, se pot face și acolo, se poate face și acolo networking prin intermediul conectării pe anumite grupuri, da, grupuri de Facebook, de LinkedIn, de, da, de socializarea aceasta online, care este extrem de importantă și aceasta, pentru că și ea poate facilita creșterea în carieră. Pentru că, practic, networkingul profesional, ăsta este scopul networkingului profesional, da? Să crești din punct de vedere profesional, ca angajat sau ca om de afaceri sau ca freelancer, da? Depinde ce ești. Oare nu se leagă și prietenii frumoase în această legătură unde punem accentul pe partea profesională, dar sunt sigură că în momentul în care ajungem, pentru că eu chiar stăteam și mă gândeam la un moment dat cât de important este să ieșim din sfera aceasta virtuală și să cunoaștem oamenii din jurul nostru în plan real, să-i simțim alături de noi, să facem un schimb de energie, de informație, să ne despărțim la final cu acea îmbrățișare care unește sufletele, nu doar apropie trupurile. Pentru că noi suntem oameni și avem nevoie unii de ceilalți, de acea emoție a fiecăruia dintre noi care să ne definească, să ne facă să ne retrezim în momentul în care poate uităm ce înseamnă toate aceste legături dintre oameni, dintre suflete. Și sunt sigură că în felul acesta se leagă cele mai frumoase prietenii.
Este adevărat și aici, eu fac foarte mult networking și pot să spun, să-ți confirm, da, într-adevăr, ai dreptate, foarte multe prietenii, particip la multe evenimente și am legat prietenii cu extrem de mulți oameni și, bineînțeles, cu foarte mulți chiar și diverse colaborări, da, pentru că până la urmă trebuie să vedem partea asta, știi, să gândim în termeni de win-win, da, câștig-câștig. Se leagă prietenii pentru că n-ai cum și în general te vezi cam cu aceiași oameni la evenimentele la care participi, da? Cam cu aceiași oameni și automat în timp se leagă prietenii, conexiuni, nu cu toată lumea, pentru că până la urmă e bine să fii și selectiv. Exact, e foarte bine să fii selectiv, nu poți să faci nici afaceri cu toată lumea și nu toată lumea trebuie să-ți fie ție prieten. Da? Adică este important lucrul ăsta, să fii selectiv, să identifici chiar și oamenii toxici, pentru că peste tot sunt și oameni toxici. Da, e un termen foarte folosit în momentul de față. Ne zice oameni toxici, pur și simplu oameni care nu sunt pe aceeași lungime de undă cu tine, da? Nu te simți bine în prezența acelor oameni, pentru că sunt astfel de oameni. Asta nu înseamnă că trebuie să ai o atitudine, nu știu, să-i respingi sau nu, pur și simplu să fii civilizat tot timpul, că este bine să fii civilizat, dar nu trebuie neapărat să integrezi în mediul tău. Da, e bine să fii selectiv, eu sunt foarte selectivă. Așa este. Am prieteni, am amici, da. Dar sunt selectivă pentru că trebuie să-mi semene cumva și prietenii, știi, e normal și asta e valabil pentru toată lumea. Să ne oglindim unii în ceilalți, dar uite, pentru că mi-ai ridicat mingea la fileu și pentru că ieri am scris o poveste pe Facebook tocmai despre acești oameni toxici. Nu știu dacă ai apucat să o citești sau nu. Concluzia mea a fost din punct de vedere al specialistului care analizează oamenii din jur, că nu tot ce este toxic este și nociv. Și poate acea doză de toxic pe care o simțim noi sunt de fapt acei oameni care nu vor să se deschidă mai mult din teama de a nu deveni vulnerabili. Și atunci eu am avut spre surprinderea mea momente în care, descoperind astfel de oameni, mi-am dat seama cât de puternici sunt pentru a putea să nu se afișeze așa cum sunt cu adevărat în fața celorlalți și de a intra eu într-o competiție cu mine însă pentru a descoperi omul respectiv, pentru că fiecare om, după cum spuneam mai devreme, este o poveste, are o poveste. Poate nu toți avem numai povești bune, poate unora ne este mai greu să depășim anumite provocări ale vieții sau provocări venite din afară, de la alți oameni. Și atunci totul depinde de maturitatea pe care o avem fiecare dintre noi și de felul în care alegem să integrăm și pe acești oameni cu care poate nu rezonăm la și fel poate de noi bine. Avem nevoie de ei, exact, nu? Ca pentru că mulți noi ne oglindesc. Din punct de vedere personal, din punct de vedere spiritual. Exact, da. Și mă bucur că am atins subiectul acesta pentru că îmi doream să nu rămână doar în sfera ceea ce am scris eu acolo, să ajungă și la prietenii noștri de dincolo de ecrane și îți mulțumesc pentru că este important, știi că vorbeam înainte de a ne vedea, ce o să abordăm noi în întâlnirea noastră de astăzi. Și cred că cel mai important lucru, pentru că am o experiență suficientă de ediții pe care le-am realizat până acum alături de oameni frumoși și îmi dau seama că tot ceea ce contează este schimbul de energie, pentru că atunci se realizează cel mai frumos schimb de informație și livrăm poate acea trăire autentică a ceea ce suntem noi de fapt ca oameni. Da, așa este. Este adevărat ce spui. Până la urmă, nu, eu consider puțin altfel. Eu cred că să-ți expui vulnerabilitatea este o formă de curaj. Așa este, eu perfect, nu consider adevărat. Că ești curajos dacă ți-o ascunzi. Pentru că acolo ce stă la baza ascunderii vulnerabilității? Frica, teama. Corect. Și ești mai puternic dacă pur și simplu te expui așa cum ești. N-ai cum să n-ai părți vulnerabile și poate că oamenii foarte apropiați de tine ajung să ți le cunoască. Și e bine să ai părți vulnerabile. nu văd nimic rău în asta. Acum nu o să fie așa numai vulnerabilitate, știi? Noi ca oameni suntem sensibili pentru că avem niște emoții, e normal să avem emoții, dar avem și partea aia puternică din noi care ne ajută foarte mult
să evoluăm, să vrem mai mult, să fim ambițioși, să fim motivați, să ne propunem niște obiective realizabile, măsurabile, specifice, da? Pentru că sunt foarte importante aceste obiective. Important este însă cum ți le pui. Mulți dintre noi ne punem obiective la sfârșitul anului, știi, e moda aia. Da. În decembrie, domne, toată lumea, hai să vedem ce ne-am propus pentru anul următor și nu știu dacă reușim așa vreo 25% să îndeplinim pe parcursul anului viitor, corect. Pentru că nici nu știm să ni le punem corect și ne punem și multe. Multe, domne, multe 10, 20, multe dintr-o dată, așa că noi suntem zei și le facem pe toate. Nu e chiar așa, eu să știi că și eu sunt unul dintre oamenii care nu mi-am realizat toate obiectivele pe care mi le-am pus, da, la sfârșitul unui an, și am învățat să mi le setez mult mai bine, am învățat să merg așa în linii mari, să am 2-3 obiective pentru tot anul care urmează și să le urmăresc cu atenție, da? Și să fac în așa fel încât să se îndeplinească, adică să-mi fac o strategie. La fiecare obiectiv eu am câte o strategie. Pentru că mi-am pus la un moment dat 10 obiective, eram eu așa mai mică și îmi puneam obiective și prin liceu, prin în facultate. 20 de obiective, domnule, eu sunt fenomenală, vai cât o să fac. Bineînțeles și pe că măsură nu... ce înaintăm în viață ne dăm seama că începem să tăiem din ele. Da, eu da. Aș spune despre ceea ce ne povestești tu, că accept de foarte multe ori provocările vieții, ceea ce vine pe moment, o oportunitate. Exact. Mai mult oportunitate decât obiectiv. Să avem și obiective. Unii ar putea să numească aceste oportunități noroc. Vai, oportunitatea înseamnă noroc. Eu cu norocul n-am fost niciodată de acord. Eu nici nu consider că există noroc, sincer. Eu nu cred. Nici ghinion, nici noroc. Nu există așa ceva. Pur și simplu există oportunități pe care tu le atragi în viața ta. Prin modul în care tu gândești. Prin modul în care tu trăiești. Prin modul în care tu te manifesti. Deci tu chem către tine acele oportunități, nici măcar nu-ți dai seama că tu le-ai chemat, că tu le-ai vrut. Ele vin la tine și tu trebuie, este bine, să profiți de acele oportunități. Atâta tot. Asta e cu norocul. Nu cred. Să știi că mi-au zis mulți oameni, vai, dar tu ești norocoasă. Vai, dar ce noroc faci. Eu sunt mega norocoasă. Norocul un pic așa din cer. Nu, eu nu mă consider o persoană norocoasă. Eu sunt o persoană care muncește foarte mult și știu să profit de unele oportunități. Am avut și oportunități pe care le-am scăpat de-a lungul anilor, pe care nu pot să zic că le regret, pentru că știi cum e. Au apărut alte oportunități. Adică n-am avut timp așa, mama, hai să regret că n-am îndeplinit nu știu ce obiectiv și exista oportunitatea asta. Păi mie mi-a apărut o altă oportunitate și am profitat de ea. Pentru că în momentul în care tu te dedici unei oportunități, pierzi din vedere o altă oportunitate, că nu poți să le faci chiar pe toate, știi? Așa este și cred că aici secretul este să avem curajul de a ieși din zona de confort. Pentru că dacă stăm în case, spun eu că nu o să-ți vină niciodată nicio oportunitate să bată la ușă și să spună sunt aici, degeaba vrei să mă îmbrățișezi? Obiective, degeaba prioritizezi tu și ce mai faci, vai să mi se întâmple nu știu ce, dacă tu nu acționezi. Fără acțiune nu contează nimic, niciun obiectiv, că nu se îndeplinește. Acțiunea este foarte importantă. De asta eu ți-am zis, cu norocul aș fi foarte rezervată și sunt oameni, eu aș zice că e chiar o gândire din asta superficială, să spui unui om care a ajuns undeva că omul ăla a ajuns că a avut noroc în viață. Că nu totul se rezumă la noroc. Hai să fim serioși, știi? E și o vorbă din popor. Norocul nu merge de multe ori la apă. Sau ulciorul nu merge de multe ori la apă. Adică e o vorbă din popor. Și mai și Dumnezeu îți dă, dar în sac nu-ți bagă. În sac nu-ți bagă, știi? Dacă tu nu profiți de lucrurile alea și dacă tu nu știi să le integrezi până la urmă. Pentru că, știi, îți apare o oportunitate, dar depinde. Tu vezi lucrul ăla ca fiind o oportunitate, că poate pare așa o oportunitate, dar poate tu nu ești pregătit să îmbrățișezi acea oportunitate. Așa este. Și atunci o îmbrățișezi când te simți tu pregătit, că mai sunt unii care spun, vai, ți-a apărut oportunitatea, nu mai contează că nu te simți echipat, că nu te simți pregătit, te arunci, domne, așa, ca peștele în apă. Dar să știi că lucrul ăsta vine și cu multă suferință, când într-adevăr nu ești pregătit.
Știi? Nu ești pregătit să faci lucrurile. Și eu sunt, merg pe principiul ăsta, adică eu fac lucrurile atunci când mă simt eu pregătită, când simt eu că trebuie să fac acel lucru. Eu nu mă forțez niciodată să fac un lucru, adică nu mă forțez, eu trebuie să fac lucrul ăsta, să pun presiune pe mine. Nu, am învățat să mă respect mai mult, să mă iubesc mai mult. Și lucrurile vin la mine în mod natural, pentru că eu le atrag în viața mea și se întâmplă fix așa cum vreau eu în linii mari. Cât de pentru important mine. Este. Și asta e valabil pentru toată lumea, pentru că acum eu nu am venit să vorbesc despre mine, lucrurile astea, lucrurile astea sunt valabile pentru oameni, da? Pentru că dacă ei sunt focalizați pe un anumit lucru, dacă vizualizează lucrurile care urmează să li se întâmple, da? Pur și simplu le văd în capul lor, da? Să zicem așa. Sau își fac un vision board, da? Ce înseamnă? Vision board înseamnă să colectezi imagini, să te gândești la, mai întâi la un, la un domeniu din viața ta, la un aspect. Poate vrei să îmbunătățești sfera sentimentală, poate ai o problemă în zona de carieră și vrei acolo să aduci niște îmbunătățiri. Și atunci ce faci? Dacă vrei, de pildă, zona de carieră, vrei să promovezi, da? Să zicem, îți faci așa un vision board și colectezi imagini cu oameni care sunt satisfăcuți, împliniți la locul de muncă. Practic care... ne motivăm propriile, da. Dorințe. Le pui așa pe un colaj, da? Eu am făcut la un moment dat lucrul ăsta, am pus pe colaj, mi-am făcut propriul vision board și mi l-am lipit de frigider. Și îl vedeam în fiecare zi. În fiecare zi, imagine cu oameni fericiți, cu oameni realizați, cu oameni care, da, au făcut ceea ce și-au dorit ei. Și teoria vizualizării este atât de importantă pentru important. Fiecare dintre noi. Dar de asta insist asupra faptului că dacă noi nu suntem în echilibru cu propria persoană, nu avem de unde să știm ce anume ne dorim, nu știm ce să cerem de la univers pentru a primi ceea ce avem nevoie, pentru că avem nevoie de o doză mare de curaj, pot spune, cei care trec prin furtunile interioare pentru a se regăsi pot să certifice lucrul acesta. Nu e ușor să stai de vorbă cu tine însuți, să afli ce vrei de fapt, care este misiunea vieții tale și practic de aici să începi exact. Să construiești atât da. Echilibrul personal cât da. Și echilibrul în carieră. Da. Toate să sunt înlănțuite, toate uh-huh. sunt, pentru că dacă noi suntem dezamăgiți de felul în care trăim, de mediul în care trăim, nu ne place, ne ducem la serviciu doar pentru că trebuie să ne câștigăm existența, pentru că avem o familie de întreținut, toate sunt niște îndatoriri, dar nu sunt acele împliniri sufletești de care avem nevoie. Noi, practic, de asta venim pe lume. Da. Da, e bine să ne descoperim și putem face lucrul ăsta prin foarte multe metode. Unii fac yoga, alții fac meditații, cursuri de mindfulness, plimbări în natură, plimbări că acum natură, e toamna da. Și atât de important frumos afară. Important să ne reconectăm cu natura. Uite, și ăsta este unul și asta este una dintre acele legi ale Ikigai-ului, da? Acest concept japonez care se referă la scopul în viață, atât în profesie cât și în viața personală. Cât de important este să știm unde suntem în momentul actual pentru a ști unde vrem să și ajungem. Și n-aș vrea să se termine întâlnirea noastră din această ediție. Ți-am spus că nu vom reuși să abordăm nu. Toate subiectele pentru că știu cum decurge totul, dar abia te așteptăm și cu altă ocazie. E o bucurie să te avem alături și îți mulțumim. Îți mulțumesc și foarte mult pentru invitație. Nu vine să cred că s-a terminat atât de repede. Mai avem un pic. Vreau să vorbim despre brandingul personal. Da. Pentru că este un termen care sună așa un pic aparte, nu toată lumea îl cunoaște, la fel ca și pe cel de networking. E adevărat, nu toată lumea îl cunoaște, dar toată lumea l-are. Știi? Că noi toți avem un brand personal. Uneori avem lucruri pe care nu știm să le definim și abia da. După ce le aflăm definiția ne dăm seama cât de bucați suntem. Imaginea noastră publică, da? Într-un două cuvinte, imagine publică, asta înseamnă brand personal. Percepția pe care publicul o are despre noi.
care este foarte important pentru că ne ajută atât din punct de vedere personal cât și profesional. În profesie, de pildă, te ajută extrem de mult dezvoltarea brandului personal. Ceea ce ar trebui să înțeleagă telespectatorii este că nu te apuci acum să-ți construiești brandul personal și durează 6 luni, un an de zile, da? Nu. Brandul personal te însoțește pe tot parcursul carierei tale. Te însoțește pe tot parcursul carierei tale. Asta înseamnă că tu tot timpul vei lucra la brandul tău personal și vei putea face lucrul ăsta expunând lucruri despre tine pe rețelele de socializare, da? Acum depinde și în ce activitate ești implicat, depinde care este domeniul tău de activitate, da? Pentru că, de pildă, dacă ești creator de modă, poate mergi în zona de Instagram. Ai, da, în zona de Instagram și de YouTube. Dacă ești profesionist în domeniul consultanței de afaceri, LinkedIn-ul, da, este o rețea de socializare, o rețea profesională foarte potrivită pentru astfel de oameni, pentru astfel de profesioniști. YouTube-ul, pot să spun că este potrivit pentru toată lumea. Este potrivit, da, pentru toată lumea, acolo ai și prezentări de mod, ai și consultanți în afaceri, în tot felul de specialiști, medici, nutriționiști, și a explodat așa în ultimii ani această rețea, a explodat. Sigur că da, și TikTok-ul ar putea fi, depinde ce domeniu de activitate. TikTok-ul nu pentru profesioniștii neapărat, adică nu pentru profesioniștii în business, deși unii sunt și pe TikTok. Acum depinde fiecare cum își configurează lucrurile astea, în ce se regăsește și da, dar trebuie să fie potrivit, adică potrivite cu ceea ce vor oamenii respectiv să transmită despre ei. Este foarte important lucrul ăsta, chiar și networking-ul despre care am vorbit mai devreme și prin asta se poate face branding personal, prin networking, pentru că îți expui imaginea, da, la evenimentele respective unde participi, poate că la unele ești speaker chiar, da, și reușești să te faci evidențiat. Bineînțeles că și aparițiile în presă contează foarte mult, sunt importante, aparițiile la televizor, în presa online, în presa tipărită, sunt importante. Și în timp reușești să-ți construiești un brand. Acum depinde și ce te caracterizează, pentru că, de pildă, dacă ești foarte timid, o să-ți fie greu să vorbești în public și o să-ți fie greu să apar la televizor. În primă fază, dar toate se învață. În primă fază, dar atunci când te simți pregătit, pentru că sunt oameni care au blogul lor sau au, da, au blogul lor personal. Atunci când ajungem la acel echilibru personal, exact, și acea armonie interioară de care avem nevoie. Da, și să știi că totuși sunt oameni care nu simt neapărat nevoia, chiar și după ce ajung la un echilibru, nu simt neapărat nevoia să facă public speaking. Așa este. Câți oameni din România fac public speaking la modul ăsta, că sunt prezenții la conferințe? Introverți, în general, evită să iasă în dacă față. Dacă stai să te gândești, noi facem public speaking în fiecare zi, că noi vorbim tot timpul cu cineva. Vorbim cu mama, cu iubitul, vorbim tot timpul cu cineva și e tot un... De mici facem asta. Da, noi suntem antrenați, de fapt, dar nu prea ne dăm seama, știi, și vedem lucrurile așa foarte formal. Vai, trebuie să mă duc la televizor și trebuie să mă prezint foarte bine sau am un eveniment unde sunt invitată să vorbesc sau, știi, și mulți nefăcând lucrul ăsta zi de zi, ei consideră că nu-l fac zi de zi, că până la urmă nu apar la televizor în fiecare zi, multora le este teamă și trebuie înțeleși. Și lucrurile astea, da, în timp, cu exercițiu, cu ajutorul unor specialiști, pot fi realizate. Perfect, adevărat, tot ceea ce ne-ai împărtășit astăzi au fost daruri de suflet, nu doar informații prețioase, și îți mulțumesc pentru că ne-ai fost alături. E o bucurie să te primim în familia noastră de suflete frumoase, care și-au spus povestea aici în cadrul emisiunii noastre, pentru că eu spun de fiecare dată, nu este emisiunea mea, este emisiunea noastră. Așa este. Telespectatorii sunt prietenii noștri. Așa este. Sper că așa ne-au simțit și ei, da? Ne-au perceput ca fiind prietenele lor. Așa este. Și cea mai mare bucurie a noastră este momentul în care ne întâlnim pe stradă și începem și vorbim despre anumite ediții, despre anumiți invitați pe care își doresc să îi revadă. În general, toți sunt apreciați și
își doresc să îi revadă cu alte informații la fel de frumoase și de prețioase. Să lansez invitația încă de pe acum să revii alături de noi, pentru că, după cum spuneam, încă mai avem aici cel puțin o ediție din subiectele pe care noi le-am gândit împreună. Și așteptăm poate niște subiecte de la telespectatori. Sigur, cu mare drag. Ce interes ar avea ei, da? Pentru că la ei trebuie să ne raportăm în primul rând, ei contează și am fost așa ca între prieteni astăzi, așa ne-am simțit. Așa este, a fost o bucurie. Îți mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru că ne sunteți de fiecare dată alături. Rămâneți alături și de programele RNTV, pentru că vă rezervăm subiecte și ediții speciale create pentru dumneavoastră, ca daruri de suflet venite de la suflete care vor să vă fie aproape. Până data viitoare, dragii mei prieteni, vreau să vă rog să aveți grijă de trupuri și de suflete, să apreciați tot ceea ce vă înconjoară și să dăruiți iubire, să oferiți ceea ce vă doriți să primiți. Vă îmbrățișez cu multă iubire și vă doresc toate cele bune!